În perioada 1 octombrie 2021-30 decembrie 2023 se desfășoară proiectul intitulat Green Top Agrobiodiversity, a cărei lansare oficială a avut loc ieri în Baia Mare. Printre parteneri se numără și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare. Cercetarea are drept scop dezvoltarea unui produs informatic prin utilizarea imaginilor satelitare pentru a identifica diverse tipuri de vegetație sau modul de utilizare a terenurilor. Este practic o cercetare aprofundată și o dezvoltare experimentală în urma căruia vom obține un produs informatic complex care utilizează date satelitare furnizate gratuit de Agenția Spațială Europeană, cât și date comerciale. Produsul dezvoltat va fi utilizat în domenii precum agricultura de precizie, în protecția biodiversității, în managementul urban. Modulele software create vor duce la scăderea costurilor pentru diverse instituții ale statului sau ale autorităților locale, deoarece vor permite monitorizarea unor zone extinse de teren fără mai fi necesare deplasările fizice. Sperăm să putem identifica foarte multe specii de plante și alte tipuri de elemente care se găsesc la nivelul solului și noi o să încercăm să aruncăm puțin undița, să zic, și spre administrația publică, să vadă ce și prin oraș, în urma în zonele agricole și în cele naturale de biodiversitate. Și va fi un câștig pentru că, în afară de zonele greu accesibile, cum am menționat pentru vorbitoarea, sunt niște costuri ca să mă duc frecvent și să inspectez ce este, mai ales pe un areal extins. Valoarea totală a proiectului este de 5,6 milioane de lei, din care 4,2 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă.